Bă, ce rău îmi pare că n-am fost tot. Păi atunci de la cu depozitul de tipul tatăl, adică o să-ți zic în jos de asta și vreau să fac am pregătit eu din asta o dedicație. Ia uite. Opa. Am luat-o. Ce mai vrei? Te acompanez. Hai că e bine, merge. Minodora mea, iubita mea, tu chip de zână, tu ești luceafă, ești și lună, ești ziua mea de fericire și eu pleznesc acum de fericire. Ți-a plăcut, bă? Ia zi, e mișto, nu? Ești dar rău, mahmată, când ești însurat. Păi da, bă, că acum am stabilitate, gata, s-a schimbat treaba. Hai, dacă n-ai nicio stabilitate, dacă n-ai acordeonul ăla în față. Da, bă, că uite, prost a fost când am luat acordeonul, că dacă luăm acordeonul, tu zici, paragherii, făceam aceea, nu? Da, opa. Dar noi de mâncat mai bem și noi ceva? Da, bre, dar uite cât vine, cine ești nebun, bea, hai că beau și eu, dar eu sunt cu mașina, nu prea pot să beau mult. Las că beau și pentru tine, nu e o problemă. Nu știu dacă ai remarcat, dar îmi place să beau. Da, da, să vede asta remarcat. Da, și îmi place așa viața asta. Îmi place să vă văd cum vă iubiți. Cum da, 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 stai, iar ai luat-o tu. Mai am de făcut o dedicație aici. Stai, bătăi. La mormântul tău să vină, asta o știi pe drept, numai fete cu păr blond, ca să afle întreaga lume că a murit un vagabond. La mormântul tău să vină numai fete cu raiați, ca să afle întreaga lume că ai fumat cândva Carpați. La mormântul tău să vină numai fete de liceu, ca să afle întreaga lume că prieten ți-am fost eu. Băi, Gianni, băi, și să ținem un moment de reculegere așa, în funcție de Gianni. Ridicați-vă picioare amândoi. N-ai înțeles că pe mine nu mă cheamă Gianni și că eu nu sunt Gianni? Păi tocmai de-aia eu vreau să țin un moment de reculegere ca să explic că eu am înțeles că tu nu ești Gianni. Acum țin eu un moment de reculegere pentru Gianni care a murit. Păi ai înțeles sau n-ai înțeles? Am înțeles! Hai, ridică-te. Cum mă cheamă? Rubin. Hai. Rubin. Ei, Rubin, ce dracu, ce dracu. Ce sungur. Păi de aceea ești român. Rubin, auzi. Hai. Nu mânca, fă, momentul de lege. Liniște, stai, tu nu te mai iei așa. Liniște aici în spate, da, toată lumea. Hai. Pșș, taci. Măi! Domnișoara Vladimir! Dă-i, domnule, un telefon lui Dinu ăsta, avocatul ăsta, că îl credeam om serios. V-am să vreau să-l sun fără să-l găsesc. Da. Haideți că pot să vorbesc acum, am vrut să vă sun eu. Ce? Cine era bisicuțul? Domnule Dumbravă? Domnul Dinu a sunat mai devreme și mi-a spus că e la un proces și își cere scuze că a uitat să vă anunțe. Măi, asta e culme. Cum a uitat să mă anunțe, domnule? Extraordinar. Da, spuneți, luăm la telefon. Aflu adresa dumneavoastră. Vrem să vă trimitem fotografiile. Au ieșit excepțional. Cum? Acasă? Doamne ferește, nu, lăsați că o să trec eu la redacție și o să le văd. Dar nu este nevoie să pierdeți atâta timp. Vi le trimitem direct acasă. Păi nu, dacă nu înțelegi că ți-am zis să nu mi le trimiți acasă. Nu că aș avea 17 ani și mă certă cineva, domnișoare, dar nu vreau să mi le trimiți acasă. Ca și gata. Bine, cum doriți. Da, asta vreau eu și gata. Nu mai... Bine, haide, că vă sun eu, că nu mai pot să vorbesc. La revedere. Gata, nu pot mult, că Rubin. Exact. Da. Tu ai invitat? Da. Stai puțin. Ce te interesează? Stai, mă, făceam și o discuție cu invitatul nostru. Ce-ai nebunit? Discuție, ai voie. Am 24 de gadici.
Păi, ești nebun? 24 de gagici? Păi și când ai timp să te vezi cu toate? Când vreau. Pe rând, cu toată dată, dacă vreau. Da, toată dată, vreau. Facem pariu ca îndreptat. Fii alert, pe verificat. Ce pui? Numai dacă vrea, cu toată dată. Dacă vrea, poate. Hai. Da, făcea și gen, toată dată. Pe vezi. Vrei să te însori? Nu. Nu, mulțumesc. Pe ce să fac? Eu când mai beau, când levă pe toate 24, când mai am timp și de-a 25-a. Să mă frece la cap tot timpul? Nu, mersi. Da. Apropo de însurătoare, noi nuntă când facem? Păi, dar n-a zis omul acum să nu mă frici la cap? Hă? Te mergi. N-a zis omul să nu mă frici la cap, ce-i? Să văd și eu pe 26. Hai, pe lângă, auzi? În nuntă se facă tatu, da? Eu te-am dus la stat. Gata. Ai urcat cu Stevenul la mine în dormitor? Păi ce nu știi? Lasă ce știu eu, trebuie să completez formularul. Da. Nic. Ce da? M-am urcat. Nic. Ce ați făcut? Am lucrat. Roșu. Ce ați lucrat? Socotel. Roșu. Spune-și mie, până câte numere numără Steven de obosit, el până de meneață și-a rămas la tine acolo. Nu răspund la această întrebare, pentru că e cu capcană. Că noi ne-am încurcat în roșii, rol și dracu să ia, cum le mai zice, și de-aia am adormit așa spre dimineață, că eram obosiți, lucru știu de tine. Nu-mi place deloc partea asta de formulă, că n-ai știut cum am vrut eu. Eu am avut un negru lucios, frumos, compact. Și mi-a ieșit cam pestriță. O să lăsăm partea asta teoretică. Și o să trece la o probă practică. Și o să te lipsesc de ceva care ai tu drag, că de atunci ți-a luat ție Dumnezeu mințile și ai început să faci papaleba așa și să fumezi și să joci pocher. Și dacă mai răspunzi așa de prost la întrebările mele cu Steven, eu scot dinții de aur. Spui, stai, să vezi, eu n-am făcut nimica. Steven nu m-a aburit de cap, dar n-am făcut nimica cu el, că a fost femeie cinstită eu. Nu. Ultima întrebare. Este Steven dușmanul meu care m-a făcut pe mine pe la spate? Da. Hai să vedem ce a ieșit. Ia numără tu. Nu e nevoie că le-a numărat, cum mă întrebai. E mai multe roșii, am scăpat de bătaie. N-ai scăpat pentru că există ipoteza că eu să fi fost papagalul tău pe toată perioada asta. Și nu-mi place. Și oricum, poate ai avut șofițuică sau ai copeiat. Eu n-am cum să văd chestia asta. N-am cum să observ. Da-mă jos, sunt aici, ai încoa, hai! Auzi, fata mea, unde e morga la voi aici? Pe culoare, apoi o luați la dreapta și la subsol. Mersi. Haide, băi! Da-mă aici, nu pleci nicăieri. Vine medalionul. Eu sunt ginerele la directorul la tot spitalul ăsta. Da, v-am recunoscut, ați lucrat la noi. Da. Îl chem imediat. Nu-mi chema pe nimeni, stai așa, că vine doctorul medalionul. Ți-ai zis, mă, că am pile? Băi, cum e, trebuie să stai pe timpul meu, da? Trai dreptul, că îți dau două acum de unde te vezi. Ce faci, bă? Păi mi-ai bătut, bă, pe cineva ca să mă bagi pe mine? Ești prostul legat. Odată cred că ai bătut și un câine, ce-ai făcut? Păi ăla la șuturi, ce-ai făcut? Ha? Zi, băi! Da, mă,
înțeles, pentru că explici prost. Cum explici? Eu nu explic, eu uite. Domnul Dumbravă, mă scuzați, a venit caută cineva, nu? A venit! Intrați, vă rog. Mulțumesc, drăguță, mulțumesc că ești amabil. Sărut mâine. O caut pe domnișoara Flori. Vai, știam că sunt frumos, dar și chiar așa. Domnișoara Flori. Cum, domnule, să mă cauți pe mine? Ce ai? A, permiteți-mi să mă prezint. Dulap. Donald Dulap. Mă ocup de amenajări de nunți, botezuri, de cumetrii. De regulat mirese înaintea nunții, nu? Hai, mă, terminați, mă, cu glumele astea, am înțeles, mă. Unde e? Unde? Uite, gata, m-am prins. Unde e, mă, camera? Unde? Vezi că nu mă enervez, vezi că sunt calm și râd. Hai că sunt la camera ascunsă, am înțeles. Sunt de simpatic. Ce cauți aici, domnule? Am venit la o întâlnire. Și pe cine căutați? Pe domnișoara Flori. Păi, luați un loc atunci, vă rog, luați un loc. Vă servesc cu ceva? Da, un par cu apă și unul de rom. Nu, că un rom ajunge. Foarte simpatic. Dulap, Donald Dulap. Dumneavoastră? Donald Trump. Donald? Bun. Îmi permiteți să nu mai pierdem timpul, să vă arăt niște obiecte de import de foarte mare calitate. Așa și care predomnă cu multă, multă pricepere auriul. Moment. Imediat vom vedea câteva cataloage cu produsele noastre foarte, foarte importate din import, din Statele Unite ale Americii, of America, you understand? Hey. State of America. Sunt importate de import, măi. Importate din import. Sigur, da, da. Așa, și acum am să vă arăt că florile au o culoare predominantă cu aur. Că toate obiectele din Chicago, acolo mi-am desfăcut piața, afacerea mea prosperă în Chicago, cu mult auriu, la cai, la calești, la oameni, la orice și la chiul. Auriu. Așa, care se asezonează foarte bine cu florile de pildă la o mireasă, cu florile, cu orhideile, mai ales de Amsterdam, de Olanda. V-am spus, toate produsele noastre sunt de afară. Iar eu te invit să ieși afară. Că dacă nu te scot pe geam și suntem la etajul 11. De ce să vă enervați? Vă rog, veniți să vedeți și să nu ne supărăm. Am și pe alb, am și pe negru și pe roz. Toate calități, vă rog. Dacă eu spun să ieși afară, cine te-a chemat? Domnișoara Flori. Haide, domne, nu mai... Ieși afară și tu și domnișoara Flori. Ieșiți cu toții afară, fiața ai dracului să fiți, că vă bateți joc de mine. Vreți să mă faceți să-mi crape inima în piept? Domnule Donald, sunteți sigur că nu vreți să facem asta? Ieși afară când îți spun! Ieși afară că te omor! Ieși, frate, ai dracu de nenoroci! Ursule, tu ne jur că hapar la... Ieși să nu te văd! Pleacă! Pleacă de aici! Sunt înconjurat! M-au cotropit! Mă calc în picioare! Nu mai am liniște, nu mai scap de ăștia! Păi dacă vă zic că nu e mort, am vorbit eu cu el, e într-o rezervă aici. Nu știu. Ce norocuri sunt unii, bă. Ce trebuie că ești așa prost, mă? Vorbești tâmpenii. Ce-i zis, mă? Ești prost, ai. Ești. Băi, mustăcesule, tu chiar o cauți cu mine. Da, mă. Toliți-vă, mă, că n-am chef de panaram. Hai, mergeți să-l vedeți. Da, mă, hai. Hai, duceți-vă singuri de nebuni și de drăcoși, că eu munc afară, că mi se face rău de la miros. Ce faci, viața? Vreau să-ți ofer ce nu-ți poate oferi nimeni. Finețe, noblețe, suplețe. Te interesează? Vii la cafea cu mine afară. Te lași greu? Înțeleg, ai nevoie de tine. Zahăr ai pus? Nici măcar atât nu am răspuns. Ce pierzi? Ce schimbată e, parcă e alt om.
mai pot. Vreau să-mi pun papucii mei, că nu mai pot cu toate astea. Și eu cum arăt? Foarte bine. Hai, hai să mergem, că mai avem de intrat în niște magazine. Și o întrebare. De ce de fiecare dată când lucrurile o iau razna, tu ești mereu în centrul atenției? Vorbește și tu, mai încet. Sunt bolnav. Da, ești bolnav la cap. Doctorul mi-a recomandat liniște și pace, să știi. Ce faci, bă, Cosmo? Ce faci, mâncațeș? Cum ai nimerit pacea? Bă, domn știe că ești mort, că te-a tăiat, te-a împușcat țiganii. Asta e gagică ta? Nu, o prietenă. Eu tot mai plecăm. Mai vorbim, da? Ai grijă de tine. Bă, mâncați-și. Auzi, dar ce spai m-a tras? Bă, ăla de Armando s-a dus să te caute direct la morgă. Ghinion. Ze? Da. Auzi? Auzi, mă? Dar de unde ți-a aflat? A venit poliția în șatră? Nu, mă, de la mama lui Bazatu. A venit aia în șatră urlând căci că ești mort. Sau... Nu. Te-am pușcat în gât? Un flec. M-au ciurit. Bună asta. Te doare? Da. Gata. Poți să-mi spui și mie de ce trebuie neapărat să întârzi de fiecare dată? Cineva din șatră e internat aici, în spital. S-a încăierat azi noapte și a venit aia la gât ce vrei. Da, am înțeles. Pe mine mă interesează să știu dacă mâine mai plecăm la Roma sau nu mai plecăm. Poate îmi spui acum că ai treabă. Ce cum? Băi, ce ai? Ce am? Da. Nu, n-am nimic. Numai că de fiecare dată apare câte un țigan tăiat, apare câte o țigancă care naște sau Dumnezeu știe ce se mai întâmplă, că se întâmplă ceva cu siguranță. Când ne-am căsătorit, știi foarte bine, Irina, că am o familie mare, trebuie să am grijă de ei. Asta e situația, nu? Asta e, da. Asta e. Deci mai plecăm? Da, mă, mai plecăm. Mai plecăm, da? Da, ok. Am înțeles. Hai că am treabă. Am plecat, te las. Băi, domn doctor. Ce vrei, mă? Vezi tot treaba ta. Păi, nu mai fie așa nervos. Vreau să știu și eu cum a scăpat ăsta. A avut vestea anticlon. Băi, ești nebun? Nu, mă, nu sunt nebun. Asta i-a salvat viața, da? Unde s-au bătut ăștia? E, doctore, asta chiar că nu-i treaba ta. Nu-i treaba mea? Vezi cum vorbești, că aici nu suntem în șapte. Vezi antiglonț? Vine aici cu să fii! Vine aici cu Andreea cu să fii! Vezi că... Nu mai mă chinuia, mă! Înlocuiește bătaia cu vorba bună, te rog! Nu o să stric eu căsălușul meu pentru tine, fă! Împita dracului! Dar de unde-l vezi că e cățeluș? Păi eu nu știu ce țin în mână, fă! Să pleci din curtea mea! Să pleci din casa mea! Dar unde să mă duc? Pleci, fă! La amanții tăi, la striptilitricii tăi! Cu sfoara în cur! Că mi-aduci tu mie trălăi în casă sau repei la mămicuța domnului! În cauza lor! Ia crăpat obrazul de rușine lui Crestoșel! Doamna Roza! Eu sunt Vasile. Vasile? Da, Vasile. Ce faci, mă? Am ieșit cu Claudiu la o plimbare. Ia intră puțin. Intră în curte.
Dar cine e Claudiu? E Claudiu? E băiatul pe care l-ați adoptat anul trecut. A crescut acum. Doamne, cât de mare s-a făcut. Da, e un năzdrăvan. Nu-s niciodată locul lui. Ce faci, mă, frumosule? Ce bine stă în roșu, a? Te învață tactul șmecher de la vârsta asta, a? Da. Uf, copilașul meu. Ce e, doamna Roza? Ce s-a întâmplat? Am avut și eu un înger de copil și acum nu mai e.